Valenciana? Da. Da. Nu. Eu personal nu. De ce? De ce? Pentru că inițial m-aș gândi să spun că e distanța mare între locul unde stau și locul unde trebuie să mă duc să lucrez. Și asta să mă gândesc, ok, atunci înseamnă că de fapt nu-mi place că a venit iarna, că am mult de mers într-un loc în care nu-mi place să fiu. Și după vin până, cam asta ați gândit, nu? Însă, nu e așa. De fapt, mă bucură că e iarnă, că pot să stau acasă și să lucrez de acasă. De ce pot să lucrez de acasă? Pentru că fac un lucru care îmi place, în primul rând, și mai ales un lucru care mă oferă toată flexibilitatea de care am nevoie. Dar până să ajung aici, a fost un drum lung. Un drum pe care l-am început acum 10 ani, de fapt anul viitor să împlinesc 10 ani, de când am devenit pentru prima dată voluntar. Și acum vreau să vă întreb câți dintre voi sunteți voluntari într-o organizație? Da? De ce sunteți voluntari? Cine vrea să... Super, mulțumesc! O să spun și mai tare. Perfect! Mulțumesc! Altcineva? Cine face voluntariat pentru că prietenii lui sau prietenii ei fac voluntariat în organizația respectivă și pentru a putea fi cu, logic, cu prietenii s-a dus de asemenea la organizația? E cineva în cazul ăsta? Avem acolo, nu? Da, am început, eu am fost prima dată când am venit la voluntariat. De fapt, un prieten a văzut un anunț, a sunat și era Victor, cel care ca să înscrie la asociația lui. Da. Dar care e ideea? Așa pornisem și eu și aici vreau să ajung. Inițial, în momentul în care am început să fiu voluntar, am pornit tocmai pentru că vreau să fac prieteni. Și vreau să fiu într-un grup în care mai apoi să mă ajute să mă dezvolt. Dar în primul rând totul a ținut de partea socială. Vreau să socializez, vreau să vorbesc, vreau să fiu cu oameni ca mine, cu aceleași preocupări și așa mai departe. În schimb, de-a lungul vieții perspectivele se schimbă și mai ales în ceea ce privește voluntariat. La un moment dat, tocmai, ajungi să faci voluntariat pentru că vrei să te dezvolți. Pentru că ai văzut că prin voluntariat te poți dezvolta. Apoi, un alt motiv pentru că vrei să dai din timpul tău. Vrei să ajuți. Vrei să te implici. Dar, la început, pentru mine, conta partea asta. Conta să fiu într-un lucru. Și am mers. Eram în clasa 10-a. La liceu ne-au chemat profesoara de istorie, ne-a prezentat la ore, era exact în prima oră, ne-a prezentat cercul de istorie și ne-a spus că prima întâlnire din anul școlar respectiv va avea loc în amfiteatru, cine vrea să meargă, să meargă. A zis ok. În vremea respectivă era în 2006, ONG-urile încă nu erau atât de puternic vizibile cum sunt în ziua de astăzi și atunci și oportunitățile erau altfel. Deci măcar nu știam ce e la ONG. Dacă mă întrebați pe vremea aia ce e ONG, abar n-aveam să vă spun. Auzisem de asociații de proprietari, dar de asociații de oameni care vor să facă lucruri frumoase împreună, n-am auzit. Și atunci, dar am auzit de cercul de istorie. Și am mers la cercul de istorie. Eram în teatru, eram undeva, undeva în spate acolo, după m-am așezat, eram cu câțiva colegi de clasă. Și la un moment dat, în timp ce prezenta doamna profesoară, care de altfel, deși în timpul liceului nu ne-am înțeles foarte bine, după ce s-a terminat liceul, a devenit una cele mai dragi persoane pe care le cunosc. Și, ca o paranteză, o să vedeți că o să vă aduceți aminte în viață de profesorii care nu vă plac acum. Pentru că ăia fac schimbările cu adevărat în viața voastră. Cel puțin așa s-a întâmplat în cazul meu. Dar am închis paranteza. Și la un moment dat ne puneam, era doamna profesoară, erau toți profesori de istorie și ne puneam întrebări. De ce vrem să ne implicăm, de ce, ce vrem să facem și așa mai departe. Ok. Am răspuns și eu. S-a terminat.
terminat întâlnirea respectivă, după am... La următoarea oră, intră doamna profesoară în clasă, noi toți drept că ne era frică că n-am să nu ne asculte și mă ia din prima, Toma, ridică-te. Mă ridic, deja eram panicat, tot roșu, ce s-a întâmplat, repede să răspăiesc, ca aici să văd ultima lecție. Ești nou președinte al cercului de istorie. Adică. Adică am discutat cu toți profesorii și din centru și tu n-am ales pe tine. Păi, dar nu mă cunoașteți. M-ați văzut o oră la clasă și o oră acolo. Și nici n-am vorbit, eram chinit în perioada respectivă, nu vorbeam absolut deloc, îmi puneam câteva întrebări, mi-era frică să ridic mâna. Da, te-am ales pe tine, te poți să doar să răspunzi cu da și sau nu și am nevoie de răspuns acum. Am zis da. Și așa a început povestea. Încă pe vremea aia, vă spun sincer, eu nu știam că fac voluntariat, nu știam că se numește voluntariat tot ce făceam în cercul de istorie. Și toate întâlnirile pe care le organizam și așa mai departe. După ani, m-am dat seama că și atunci făceam voluntariat. Dar la un moment dat, în clasa 12-a, nu știu, cine a auzit de oratoriu, domn Bosco? Da? Mulți, mult. Eram în clasa 12-a și întâmplarea face... Pe vremea respectivă am vrut să mă fac preot. La să și am spus vorba de meserii, m-am schimbat traseul profesional de câte ori am avut. În fiecare săptămână vreau să mă fac altceva. Și dacă se întâmplă așa, să nu vă simțiți. Da, să nu vă simțiți rău, că nu v-ați găsit bun. Pentru că puteți să vă găsiți o meserie care vă permite să fiți orice. Da? Sunt și acele tipuri de meserii care vă permite să fiți, azi să fiți doctor, mâine să fiți profesor, apoi mâine să fiți asistent social, apoi să fiți sportiv, apoi să fiți absolut ce vă doriți. Da, revenim. Vă spuneam așadar, de orator. Conjunctura a făcut că am intrat pe un forum de ăsta, v-am spus că mă gândeam să devin preot, nu știam sigur dacă să fac pasul ăsta sau nu, fiind catolic, deja e altă situație acolo și e mai greu. Și era un forum și văzusem acolo pe cineva care se lăsase și după aia iară se apucase, era legat de seminarul simplu, normal, nu salizieri, nu altă congregație și așa. Și l-am contactat persoana respectivă care a zis că s-a retras, să văd de ce s-a retras și nu i-a plăcut la seminar. În ideea în care vreau să văd dacă ăsta e drumul meu sau nu. Și am stat puțin de vorbă și m-a recomandat să merg la Salesier. Am fost acolo să-i cunosc și am început ca voluntar, bineînțeles. A fost 7 luni din viața mea geniale, mai ales vara, la vara împreună, cei care știu sunt activități de dimineață până seara. Deja în vara respectivă stăteam la Salesier, locuiam acolo ca să pot să cunosc și partea spirituală și așa mai departe. Mă trezeam dimineața la 7 și la ora 11 de seara rămânea, nu mai eram voce, deci nu mai eram în stare să vorbesc absolut deloc. Dar îmi plăcea că făcea pe drag, eram în mijlocul oamenilor și atunci mi-am dat seama de un lucru foarte important. Îmi place să fiu în mijlocul oamenilor.